Pe 17 decembrie, Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe prorocul Daniel. Este considerat a fi ocrotitorul celor care au emigrat sau au fost duși în exil. Cu această ocazie, echipa Mehedințul meu urează un călduros la mulți ani tuturor sărbătoriților. Sfântul proroc Daniel s-a născut din seminția lui Iuda, seminție împărătească. A trăit cu 460 de ani înainte de Hristos, când Ierusalimul a fost cucerit de împăratul babilonean. Daniel și tinerii Anania, Azaria și Misail au fost luați robi. Acesta refuză să se închine idolilor și este aruncat într-o groapă cu lei, în vremea împăratului Darie, din care va ieși nevătămat. În urma acestei minuni, împăratul a scris la toate popoarele. Pacea voastră să se înmulțească, Daniel însemna în evreiește, Dumnezeu este judecătorul meu. Sfântul proroc Daniel se numără între cei patru mari proroci ai Vechiului Testament, împreună cu sfinții Isaia, Ieremia și Ezechiel. Mii de români își sărbătoresc astăzi onomastica.